Garda de Mediu Botoșani a premiat marți pe copiii care au participat la concursul organizat cu ocazia zilei de 5 iunie, Ziua Mondială a Mediului, anul acesta având ca temă biodiversitatea. Potrivit comisarului șef Cristina Cașiap, au fost 12 copii, toți primind premii pentru participare. Concursul a fost organizat în pandemie, ceea ce ne-a făcut curioși să aflăm cât de greu a fost pentru organizatori să-i mobilizeze pe copii. Câștigătorul concursului, copilul care a primit cele mai multe like-uri, este Narcisa Viniarski, elevă la Liceul Tehnologic din Bucecea. Desenul ei reprezenta planeta și animalele ucise de braconieri. Premiile pentru concurs au fost asigurate de Garda de Mediu Botoșani, Roland Partners Botoșani, Cofetăria Poem, Ziarul Baz și Eco Arena Iași.